Excuse-moi. Bună ziua, bine ați venit. Bună dimineața. La vopă ce ceva de 10 minute prima dată, da? Da, în 30-a 5-a. Supunem la vot procesul verbal din 30 a 5 -a. Cine este pentru? Avem împotrivă? Abțineri? Da, și o să vă citesc ordinea de zi de astăzi. Avem două proiecte. Primul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 23.06.2022, inițiator primar Temelu Mința Adriana. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primar Temelu Mința Adriana. Punctul 3, întrebări și interpelări. Cine este pentru ordinea de zi? Avem împotrivă? Avem abține? Domnul, dăm o ordinea de zi? M-auziți, da? Ok. Unanimitate, da? Primul proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 23.06.2022. Domnilor consilieri, după cum știți, suntem în faza de a achiziționa un autogreder și cu fonduri din provenite de la GAL, cetatea Tamasidava. Procedura acum este, suntem în licitație și știți foarte bine că la cei 60.000 de euro care vin din partea GAL-ului, trebuie să contribuim și noi cu diferența pentru a achiziționa un utilaj corespunzător. Rectificarea constă în alocarea sumei din excedent din bugetul nostru local pentru achiziționarea autogredelor. Iată, mai mult. Da. Să scrie cineva la cuvânt? Da. Domnul Băboc, aveți cuvânt. Domnul consilier, eu ar vrea să fiu scurt. Având în vedere cu banii ăștia luat în excedent, să aibă în vedere că să nu ne pomenim cu poezia asta, că nu mai sunt bani și am vrea să mai facem și alte investiții. La Suhodor era problema că trebuie să achiziționăm un teren. Acolo poate nu e chiar tema, dar având în vedere că e vorba de excedent, pot să spun și problema. Nu e corespunzător terenului acolo, unde au fost instalate problemele de joacă pentru copii. Tot la Comisia Consiliul Local că unul dintre copii și românile amândouă, un copil de 2 ani, din 8 ani. Și românuțele amândouă. Un altul de-a Lugălea, o fetiță de acolo sau un băiețel, l-a oblit cu crâncul ăla în bot, el a udat cu oameni cu apă la niște pici. Pentru că din 10 metri pătrați, din 10 metri pătrați s-au instalat toate problemele unui se roacă copii. Și ele trebuiau instalate într-un teren corespunzător. Eu să aibă în vedere problema asta și să ia măsuri repede pentru achiziționarea unui teren unde să fie instalate astea ca să se poată juca copiii, să nu ne tot trezim așa că s-au cheltuit banii din excedent, așa și nu să mai, nu știu dacă cineva o să ne dea bani nou la comună, la bugetul local, ca să rezolvăm problema asta, dar dacă avem un excedent, putem să o rezolvăm. Să nu se înțeleagă că se poate face cu banii ăștia din excedent, orice în comună, numai la noi, la Suhodor, mai puțin. Că acum, adică acolo, la noi, la Suhodor, s-au restaurat cu proști și au rămas acolo. Hai să investim și acolo. Să aibă în vedere, rog, pe cei care mă aud, să aibă în vedere să demareze urgent procedura de achiziționare unui teren de sport ca să nu se termine cu banii din excedent, să rămânem cu poezia asta, că nu mai este bani. Acum, da? Domnul Bobo,
loc foarte bine că ați luat cuvântul, cu toate că din toți domnii consilieri de aici ar fi fost, cred că ar fi fost ultimul în măsură să aduceți problema terenului de sport în discuție, având în vedere că acel teren de sport care nu este corespunzător a fost achiziționat pe timpul domnului primar Bogdan Eugen, chiar de la familia dumneavoastră. Și atunci era foarte bun că era terenul dumneavoastră și v-ați luat banii. Deci urât partea asta. Partea a doua. Cu grăbirea procedurii. Am zis la ședința trecută să veniți cu propunere că trebuie comisie de pentru achiziționarea terenului să fie din Sohodor. N-ați venit. Ați venit numai în fața camerelor ca să se arate cât interes este pentru Sohodor din partea dumneavoastră. Altă problemă. Achiziționarea autogretelui nu se face pentru Horgești, sat, sau pentru Răcătău, sau pentru Bazga, sau pentru Recea, și Sohodorul sunt cei care, vorba dumneavoastră, cum a spus, s-a răsunat căruța cu proști. Presupun că din punctul dumneavoastră de vedere, așa îi vedeți pe cei din Sohodor, oamenii din Sohodor știu că eu îi respect, le ascult toate părerile și dumneavoastră, dacă ați fost atunci și v-ați văzut interesul, e clar că i-ați considerat exact cum ați spus. Folosirea acestor bani din excedent, nu facem să-i luăm și să-i punem unde și cum vrem. Considerați că nu este necesară achiziționarea unei autogrede pentru comuna noastră? Poate să zică cineva așa ceva? Eu cred că nu. Mulțumesc. Domnul președinte, dați-mi o întrebare. Eu n-am spus că nu e necesară achiziționarea unui autogred. Chiar sunt de acord cu problema asta, dar am spus să aibă în vedere. Acum, pentru că doamna primar mereu așa atacă la persoană, aș vrea să-i aduc la cunoștință că ea nu e venită din Patagonia acum. A fost la conducerea acestei comuni de 20 de ani. A fost secretar, a fost cu funcții diferite aici, au fost viceprimar și măsurile astea care trebuiau luate, eu am fost un simplu consilier. Da? Fără puteri de decizie în Consiliul Local. Și nici acces la banii primării. Da? Aceste lucruri s-au făcut în timpul actual cu probleme de atunci. Doamna primar putea să ia atunci măsurile necesare. Nu aruncă măgăreața acum pe noi consilierii care n-am avut nicio putere decizională. Doar am propus și noi, că acum propunem și acum. Da? Să aibă vedere. E adevărat că doamna primar face investiții în coace și colo, mai puțin la Sohodor. Și eu am vrut să trag atenția în Consiliul Local că e adevărat că face investiții, dar mai mult verbale la Sohodor. Mai mult verbale, mai mult vocale, fără să se implice. Vă mulțumesc! Da. Nu consider că îți dau preferare, pentru că nu mi s-a răspuns la ceea ce am spus eu. Ceea ce am spus rămâne valabil și acel lucru, după care atât am spus. Da. Mulțumim. Domnul Dudurică. Domnule, cu privire la achiziționarea autogrederilor ăsta, e un proiect binevenit, care trebuie pentru toată comuna, nu pentru Orgești, cum a spus doamna primarie, pentru comuna noastră, ca să ne gospodărim, să avem un utilaj de noastră. Cu privire la terenul ăsta de sport, aș propune ca să acționeze mai urgent, așa, ca să cumpere, că vine școala acum și unde să-i duci, așa. Și altă propunere aș mai avea, terenul ăla, Tassel, care a fost așa, nu-i favorabil nici așa, doamna primar a spus că dat o părtișică pentru o spină ăla, cum îl cheamă, Eugen. Și restul, eu aș propune să-l vindeți, doamnă, să primăria, bancheta acolo, comisia, cu tare, măsurat, și vândut, bătut la licitație, cum știți, așa, și cu banii care de acolo, și cu ce mai este din excedent, să cumpărăm de la bani de școală terenul ăla. Dacă vine deci, școală, dar faceți comisii, vă spun doamna primar, din consilieri, faceți o comisie care merge să discutăm cu Turcan. Am discutat cu Turcan, chiar acum câteva zile m-am întâlnit cu el și e de acord. E de acord, zice, dau Nea Gheorghiță, eu dau teren acolo, numai să vin, să... N-am să mă duc eu, să le rog eu, hai că nu știu ce.
vină, păi, zic, se formează comisii. Să te semneze de primărie, domnule, cineva care să meargă să te adubă cu oamenii aia. Cu aiurea, am trafai mie de fiecare să duc. E foarte bine că ați vorbit, domnul Dudulică, dar exact cum am prezentat și la ședința trecută, trebuie să veniți cu propunerea care dintre dumneavoastră poate să negocieze cel mai bine, să dăm hotărâre cu comisia și să începem să demarăm. Deci interes trebuie să fie și păi în partea comisia, și nu doar verbal, trebuie să fie... E problema, cum spune domnul Boboc, să desemneze cineva, că eu doar n-am vorbit și n-am calculat cât costă terenul și nu l-am... Da, întrebat cât vrea sau nu, nu e cazul acum. Da, deja am duvia de la subiect. Domnul Vitecaru. Și suprafața, și cât cumpără, și costul, așa, și negocierii sau, mă rog, licitații, ce să faci? Nu că mă desemnez eu, că dacă am vorbit cu Țurcanul, i-a spus eu ceva lui, bă, ce e atâta tu? Sau nu că primăria îți dă atâta? Da, bă, primăria... A fost discuția în Consiliul Local în ședință că să dai teren acolo. Ți-l dau, Ioriță, ți-l dau, nu se pune problema că nu trebuie să dau. Da, că sunt copiii noștri și nepoți și cu tare și cu tare și lumea aia. Da. Doar n-am făcut o voie afaceri, că acum s-a mai făcut în alte... Asta-i tot, da? Timpuri. Domnul Bisecaru, aveți cuvântul. Da. Este bine venită suma de la fir, dar mi se pare prea puțină, sincer să vă spun, pentru cât să dau. E maximul care se aprobă prin GAL. Deci, indiferent de proiectul de care ce ar fi ales să facem, o clădire, că puteam să mergem pe orice, știți, adică să alegi. Dar cel mai ușor obținea vize și ne încadram, ca timp, că știți că e suma suplimentară de suma venită. Și dacă vă spun că anul acesta, de la GAL, suma care e venită și împărțită pe comune a venit 15.000 de euro, pe toată, pe fiecare comună, pe fiecare primărie. Da, era bine venit, bine că dacă era să nu luăm de la fir, trebuia să-i punem noi banii ăștia, da, și știți cât bine venit. Da, dar e maxim, deci mai mult nu se putea, e maxim. În comparație cu cât punem noi. Iar anul acesta, să știți că o să fie suma și o să alegem ce achiziționăm sau ce facem, e 15.000 de euro împărțit, suma venită pe toate unitățile administrative teritoriale, în GAL. Da, și-aș vrea să completez, să nu sunt venit, domnul Bobo, pe mine, deci eu cred că la Slobodor chiar s-au făcut investiții serioase, față de alte comunități. Mie așa mi se pare. Mai degrabă spune că Recea este neîndreptățită. Și domnul... Să aveți școala, domnul. Aveți atâtea. Locurile de joacă s-au făcut pe Recea. Ce mai ai bătut atâta? Terenul vine acum, numai că trebuie să acționați. Păi ce mai rău? Nu-i nimic. Aveți în față tot ce vă trebuie. Deci, nu aveți un teren de sport la Recea, acolo 1.300.000.000 costă numai de copertare. Pe terenul de la sport de la Recea o să joace, cred că mai mult Sohodorul decât Recea, că noi nu prea avem fotbaliști. Bine să fie măsat la noi, nu să fie mai dușit cu corpului. Contează că costă, contează că îl facem și îl folosești. Ați crezut că s-a descărcat căruța cu corpului. Folosești mai mult corpului decât Recea, că la Recea nu mai are cine juca. Mai suntem 2-3 persoane de 50 de ani care mai jucăm pe care sunt Sohodorul, vin și la Răcătău și la Recea. Da, 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 s-a făcut la Recea, bravo. Da, mai dorește cineva să ia cuvântul? Atât, domnul Bunar, vă mulțumesc. Că ați intrat în dialog. Da. Nu mai dorește nimeni, nu? Să punem la loc proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Pentru ați spus, domnul Dămoc, da? Da, da. Ce stă, ce voturi pentru? Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Domnilor consilieri, după cum bine știți, suntem din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău, ADIS. ADIS au fost și cei care au făcut licitația, procedura pentru ridicarea gunoiului menajer, gunoiului selectiv. Da? Și e contribuția pe care știți că fiecare an venim în fața noastră și acum propunerea, ați văzut, este de, pentru comunele cu populație între 5.000 și 10.000 de locuitori și noi facem parte din această categorie, este 6.000 de lei anual. Nu s-a schimbat față de anul trecut. Nu, e aceea, așa trebuie să apropăm. Fără ce să mă întors plătă de acest an. Nu neapărat. Știți? Nu, nu. De exemplu, s-a făcut autorecenzarea și avem cam 1.700 de persoane pe autorecenzare. Ce am făcut noi, mai sunt și care
Da? Și chiar pe Orgești mare puțin, unul dintre recenzori, și Orgeștiul e numărul mai mic, n-a intrat pe Sohodor, unde are câte 100 și ceva încă de gospodării, pe Orgești deja mai are câteva sute aici. Și numai o parte, adică fiecare, știți că acum când s-au dat recenzii, s-au împărțit sectoarele, nu știu ce criterii au avut, dar de exemplu fiecare recenzor are o bucată din Horgești, o bucată din Sohodor, și sau intri pe o stradă și unul i-a dat numai numerele pare, unul numele impare. Deci trebuie să meargă doi pe aceeași uliță, unul să meargă pe impare și unul să meargă așa. Nu s-a uitat pe hartă să vadă ce înseamnă, da, Horgești. Și am, de exemplu, unul dintre recenzori este doamna Felicia, care așa sector bunare, are Horgești, are Pazga, are Gard, deci trebuie să ia... Așa s-au împărțit sectoarele, că așa au venit, nu noi le-am... Da. Dorește cineva să ia cuvântul? La proiectul numărul 2? Da. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Avem împotrivă? Abține? Domnul Dămă, votul dumneavoastră? Cine îți place votul pentru? La diverse și la după aia. Da. La doamna primar vrea să vă prezint o situație la diverse și după aia vă înscrieți la cuvânt cu probleme ce aveți. Domnilor, da? Consilieri, cum ați auzit și dumneavoastră, că era cazul, dar vreau să lămurim. Dacă toți se primează să și oamenii urmăresc ședințele de Consiliu Local, să nu se impacienteze. E vorba de a ceea ce a apărut și pe Facebook cu sume de bani, o delapidare, posibilă de lapidare din partea unui casier din cadrul primăriei comunei Horgești. Nu e casierul principal. Și haideți să vă prezint situația. Eu am dispus o verificare pentru că au venit mai mulți cetățeni, dar nu avea chitanță. Ceea ce am știut sigur este când o persoană a plătit amenda pentru nepurtarea măștii. A făcut contestație, deci eu am avut acea chitanță în mână. Și când a venit, pentru că banii nu trebuiau plătiți la noi, la primărie, trebuiau la ANAF, și i-au oprit copilului din bursă banii la ANAF-ul că n-a plătit, femeia a venit, chitanța nu mai era că trimisese la instanță, și la noi nu figura nicio chitanță electronică. Și am zis, cum e posibil, pentru că... I-am zis, nu, că n-ai tăiat la noi. Eu știam că am avut chitanța în mână. Eu personal, când am făcut cu fata, am ajutat-o să pună în plic contestația la instanță. Au decis la momentul acela să treacă situația și au pus băieții banii, ei i-au dat femeii banii pe amendă înapoi, că ei oprise, dar mie mi-a părut ceva suspect. Cum să nu apară o chitanță? De care știam sigur că ei trebuia să existe la noi. Și atunci am dispus acea verificare pe 31 martie, într-o ședință, filmată ședința noastră internă. S-a început verificarea, foarte greu s-a mers, foarte greu. Ba era un concediu, ba altul, ba nu s-au dat hârtiile. Mă bine, se pare că s-a ajuns la o variantă finală din punctul nostru de vedere, o expertiză, o să vadă mult mai clar situația. Eu am verificat, aș putea zice, doar pe mandatul meu, dar mandatul meu este din noiembrie, 28 octombrie, face, dar am verificat tot 2020. Și diferența pe 2020 ar fi de 27.948 de lei, sume care nu au fost depuse. Pe anul 2021 este suma de 31.307,33 de lei, sume nedepuse, încasate și nedepuse. Și pe 2022, până pe 31 martie, când am dispus controlul, 1.620 de lei. Ca să se înțeleagă, să nu se sperie toți cetățenii că nu apar sau mai apar încă la impozite sau știu la amenzi cu datorii. Ce s-a constatat în urma verificărilor făcute este că au fost scăzute, deci, din sumele de la impozite și taxe, dar nu au fost depuși banii efectiv la casierul principal să fie depuși, dar sunt scăzute sumele de la cetățeni și sunt și cazuri în care cetățenii au rămas în continuare ca și cum n-ar fi plătit. Deci n-au fost scăzuți. Datori.
nu s-ar putea spune că e o greșeală, de ce a firma aceasta și mi-asum că este și firmată, pentru că după ce am dispus controlul, au apărut modificări în borderouri. Se vede foarte clar că e alpic, sumele sunt, ca să vă dau așa un exemplu, că se descarcă chitanțele, se descarcă pe un borderou unde pot încăpea 15 chitanțe, se descarcă amenzi, impozit clădiri, impozit teren, salubritate și toate, descarci chitanțele, dai suma totală la chitanță și în jos, deci se adună odată suma totală la chitanță și se adună odată pe fiecare coloană, știți, amenzi deoparte. De exemplu, s-au descărcat atunci, la momentul respectiv, la amenzi, că aici a ieșit suma amenzită, doar 1400 de lei, s-au predat tot acel borderou 3700 de lei cu aproximație, vă spun, dar 1400 vă spun real. După ce am dispus verificarea, s-au adăugat încă două amenzi de 1000 de lei care existau pe chitanțe, dar n-au fost de... Și s-au ajuns la 3000. S-a ajuns la 4400 de lei, de fapt, la amenzi, nu 1400. S-a făcut din 1-4, se vede clar că e codița de la 1 și s-a făcut și un 4 și a ajuns în situația... nici nu știu cum să spun, hilară, de adunate amenziile veneau 4400 plus celelalte, dar totalul predat era de 3000 și ceva, pentru că modificarea s-a făcut după. Deci, întrebarea nu fi care au plătit amenziile, cetățenii care au plătit... Aici o să trebuiască băieții noștri... Mai are de plată? Mai sunt există, și situații, deci sunt și situații, nu sunt toate, asta v-am spus. Sunt și situații unde nu au fost descărcate chitanțele nici la cetățeni, la poziția lor de rol. Sunt unde au fost descărcate la poziția de rol, dar n-au fost depuși banii efectiv la casierul principal care face depunerile la trezorerie. Deci banii problema o să mai adunat. Fie suma, deci totală de 7 care am găsit-o noi, pe care am găsit-o e 73.754 de lei, 33. Dar trebuie să avem în vedere că dacă sunt amenzi nedescărcate pe care omul le-a plătit, știți cum la amendă plătești în 15 zile sau cum era atunci în 48 de ori, sau cât era jumătate. Deci omul dacă a venit și a plătit jumătate din sumă, acum el apărând în continuare cu amenda după acele 15 zile, la el trebuie să dea suma integrală. Dublă. Că a fost voit și tot ce a fost, ce vă mai spun, ne-a surprins, nu, dacă te neplăcut, e neplăcută situația totală. Dar chiar colega lui de birou a plătit o taxă, timbru judiciar și o amendă și nici banii ei nu s-au depus și stăteau birou în birou. Doamna primară, da. Vă de o întrebare. E casier principal, domnul nu ăsta? Nu e casierul, că se știe, e domnul Hercu Bernardin. Știu că sunt mai mulți casieri, nu mai trecut doi. Prin alti filieri, nu. Casier este Hercu Bernardin și casier principal este Pătrășcan Constantin, nu, care este verificat. Acestora, doamne, tot în casa în primul rând, el verifica totalul, cum îl dădea adunate, dar acum să vă spun, dacă știți că nu sunteți verificat, trebuie să furați? N-am zis și eu, un tumă acum se pomenește după atâția ani, când deci e rău că se pomenește. Atunci, domnule, deci e rău că se pomenește, da. Dacă e rău că se pomenește și dacă considerați că ar fi o scuză faptul că știu cineva n-a verificat la un moment dat și asta este un motiv, nu știu, ca să poți să iei și să... Nu te intereseze că sunt banii contribuabili. Nu, doamna primar, problema era că nu trebuie înaintat de problema asta ani și luni de zile. Cineva trebuie verificat atunci. Problema e bine că ați rezolvat-o și care a fost înainte, nu s-a... Deci, e pus nimeni ca să facă contul, că poate dacă faceți voi drumul și de urmă... La nivel de primărie o să vină, am primit el răspuns poate de la inspectorat de poliție de la... se numește Poliția Economică, dar ei au inspectorat de Poliție Economică, au spus, deci scrie cam așa, nu mai spun, vă comunicăm faptul că din verificările efectuate au rezultat aspecte de natură penală, ce constituie obiectul dosarului penal înregistrat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județul Bacău, cu numărul și dă numărul dosarului înregistrat. Acum, asta v-am prezentat și am să se vadă ca să nu, că sunt mulți oameni, sunt și panicați că poate am plătit și nu mi-a descărcat, s-au găsit și situații de genul ăsta, inclusiv la Sodor după a venit săptămâna trecută un băiat care plătise o amendă de 1000 de lei și apare în continuare cu acea amendă,
Bine, noi avem o situație că se vede ce nu s-a descărcat, dar eu personal, știți cum, există prezumția de nevinovăție până se demonstrează și este o hotărâre definitivă și irevocabilă, până atunci prezumția de nevinovăție este cea care deasupra la orice. Eu, singura mea posibilitate ca și conducător al instituției a fost să nu mai aibă acel funcționar acces la documente, la sumele din primărie și l-am detașat pe alt post. Conform studiilor, a venit postul de muncitor necalificat că era vacant, deci pe post vacant, că nu puteam să înființăm un post. Acum, până se definitivează, până o să vedem ce se face, asta e situația. Cam dacă mai aveți dumneavoastră, dacă doamnă, murit, noi nu prea să nu se interpreteze sau să creadă altceva. Nu prea am avea noi interesul de, mă rog, să fie sancționat cu închisoare, cu astea. Pentru comună ar fi bine să recupereze prejudiciul. Comuna să recupereze. Așa că, bă, dacă era o înțelegere și în conducerea primării, să bagi banii să nu mai ajungă la... Deci nu există, dumneavoastră trebuie să faceți o diferență dacă s-ar fi luat banii mei personal, știți? Atunci eu puteam să mă înțeleg cu persoana respectivă. Da, instituția, așa sunt este, banii da. Instituției și sunt banii oamenilor, cum da, e? Pentru că banii sunt ai contribuabilor. Eu nu pot să negociez și în afară de asta, suma pe care v-am prezentat-o eu, după cum v-am zis, nu este cea finală. Când se vine expert, noi nu avem experți care să facă, când se vine pe expertiză, atunci se vede exact. La sumele acestea se adaugă penalizări și dobânzi. Știți că fiecare sumă depusă da. Se plăge 0,0. Și dacă mai vine expert și controlează și o mai e din urmă... Dacă, aici v-am zis că mai asta e. Eu v-am prezentat ca să nu mai existe altfel de interpretări la ceea ce este realitate în prezent în cadrul primăriei Horgești. Da. Trebuie să vă gândiți pe viitor da. Alte proceduri de control asupra lor care lucrează cu banii mai scurt, timp mai scurt. Știți? Două luni, trei da. Luni. Știți cum e costă acum, care s-a fript cu ciorbă, suflă și-n iaurt. Așa o se întâmplă. Da. Dacă să vă dați seama, sistemul ăsta de lapidare, de fapt nu știu cum să-i spun, n-a putut fi luat în calcul nici de Curtea de Conturi, care a venit de atâtea ori. Adică și ei verificau casierul final. Deci Curtea de Conturi, când a venit, n-a putut să se verifica de... casierul final, bordelul la... exact cum se făcea. Și niciodată. Deci inclusiv Curtea de Conturi n-au... Acum să vă zic că din discuția a zis că ar fi metodă care nu, despre care n-au mai auzit. Și fiind la noi un precedent, se pare că Curtea de Conturi, când o să vină la toate comunele, o să verifice aspecte de genul ăsta, că nu exact. N-au gândit nu că s-au se poate... Încă, cu exact, n-au gândit cei de la Curtea de Conturi modul că se poate face așa ceva. Ce-a făcut cu atâția bani? Dar ce s-a făcut? Dacă aveți bani, nu poți să vă mai ani. Ce poți să faci cu atâția bani? Ce să facă, domnule, dar nu vreau la toți odată. Te-o leac. Asta e o mașină bună, dar e Da, eu am vrut să prezint, dar acum aștept de la dumneavoastră pe alt subiect, pe ăsta, când am finalizat. Și alte probleme. Domnul Prisecaru, doamna... Doamna nu s-a primat, domnul Prisecaru. Mai este cineva? Atât, lăsă-mi deschis, da. Doamna, unde? Doamna primar, vreau să vă spun despre mizeria de la locul de joacă de la Horgești. Terenul de fotbal, terenul ăla adiacent care este pavat cu dalii de piatră, sunt sticle sparte, nu poți să mergi cu un copil cu bicicleta. Pe terenul de fotbal intră, mănâncă seminții, lasă pungi, sticle de bere, la locurile de joacă. Iar nu mi se pare ok, piatra aia mare, acolo, la grădiniță, fata mea și-a julit piciorul și-l de alergând, aleargă copiii. Domnul președinte, pleacă... Am o programare. Am înțeles. Piatra de pe drumul din urma ploilor. Trec mașinile, sar pietrele în garduri. Știți că apa de pe deal a dus piatra și a rămas pe stradă. Pe asfalt. Trec mașinile și îți sare piatra în cap. Sar în gardul, sar în alte mașini. Dacă puteți să
luați măsuri în privința asta. Da, bă, gata, pot să răspund. Deci, cu locul de jucat, am văzut și eu, știți că s-a întâmplat că la 10, la 11 noaptea, m-am dus și am verificat și așa erau cu țigări, am și filmat, am și discutat. Da, aici ține clar de educație, am găsit și cu țigările, le-am explicat. Am ajuns, acum, partea bună este, chiar ne-a spus că sunt camere, am aflat, știți că mai spun cetățenii și i-am speriat atunci, acum chiar sunt camere, deci spun să se vadă tot, sunt camere puse de la școală, o să venim și o să suplimentăm suma către școală, că au luat școala, a plătit din banii care sunt la școală, pe abonamente și când face rectificare să le dăm banii înapoi, că au plătit și au pus 6 camere ca să prindă și locul de joacă, să prindă și terenul de sport. În momentul în care avem filmări, atunci putem lea crezi, ține de educație, că nu poate să... Dacă s-au pus, ați văzut că s-au pus și coșuri de gunoi și ați gunoi, nu, deci n-am nicio treabă. Așa, dacă ați observat, era mult mai multă piață, s-a măturat, ce e drept, am văzut și eu și ieri, le-am spus să meargă să măture ultima porțiune, că este între Vartic și Crețu, știu că am văzut, dar ele au fost cu... Deci, azi sunt asortă, dar garantat, dacă nu azi, mâine rezolvăm problema și în acea porțiune de zi, acea porțiune de zi. Da. Alături, terenul, este terenul ăla care îl foloseam când eram noi copii pentru tenis, dacă țineți minte. E teren dalat, doar curățat, curățat puțin până în marginea drumului, aveți excavator, buldoda, și curățat iarbă și se poate folosi, chiar mai dăm o mână de ciment deasupra, îl putem face cu șotron, cu pistă de biciclete. Da. Da, și ăla mare, mai trebuie cosit și ăla de 4-5 ori pe vară ca să fie frumos, nu spii? Da. Serios? Eu la mine îl întrețin eu personal, da, din bugetul meu. Da, să fie licit, așa că știu, așa este realitatea. Întrețină-s frumos, scosite, deja mi-a atras atenția, băiți, au fost duminică la fotbal, la adun, profesor, dar ei au crescut spicul la iarbă și nu mai merg duminică cum trebuie. Vă rezolv. Da, uitați, o să-l folosim și noi mai des terenurile și poate da. Întrețină. Păi noi mai venim și aici. Știți ce n-am mai prezentat și mă scuzați că intervin înainte dumneavoastră, domnul Pisecar. E vorba de acea acțiune de balastare pe care am început-o. Inițial, noi am achiziționat sort. Când am și am luat legătura, știți, firmele ne-au făcut ca un deviz, era o sumă, noi avem, am zis, 200.000 de lei să punem acum la balastare, dar cu tot cu autogreder, că ați văzut că a venit și autogreder și am achiziționat ore. După aceea ne-am dat seama că, de fapt, e mult mai bun pietrișul acela cu nisip, pentru că se bate, ați văzut, poate, cum se bate când au trecut și pietrul, decât sortul care alunecă. Și dacă contractul, exact, și dacă contractul pentru sort a fost inițial de... cu tot cu grede de 130.000. Faptul că am schimbat acum, și nu m-a referat domnului Masia, și am schimbat și am adus acest material și numărul de mașini se dublează pe care o să le aducem. Diferența deci, de costuri de... Da, deci dintre sort și ce aducem acum este dublu sortul. Am făcut o pauză că s-a terminat contractul cum a fost, adică situația asta și s-a făcut referatul. De mie am presupus că doamna de la achiziție are și dânsa dreptul la concediu și este în concediu și nu este altcineva care să cunoască atât de bine să facă proceduri de achiziție. Doamna contabilă fi știe, dar nu poate, nu are voie să nu ai voie să faci contabilitate și achiziții pentru că tu achiziționezi, faci plata și nu se poate. Și când vine, achiziționăm diferența, facem de mașini care trebuie să vină și în afară de asta, pentru că suma a fost mult mai mică, cum au venit cu ofertă, aici chiar e foarte bine oferta cea mai bună și diferență mare a domnului Păduraru, care, Servutul, care a lucrat și drumul județean, deci vă spun, diferența e de 80.000 de lei între aceeași cantitate, între celălalt, el și celelalte firme. Am rămas... Și noi atunci mai avem până la 20.000 și o să mai facem în continuare să aducem mai departe pentru că banii... Dacă faceți un efort să găsim și bani pentru canalizare, că știți așa, cu piatra e simplu, o luați de la vale și o aduce apa și nu fel la geam. Cel puțin în părău la Bârgu să colmatează, să ajunge piatra și ce bolovan sunt acolo, dacă vreți să vă duceți să luați piatra de... pus pe drumurile agricole, vă puteți duce, că e plin de pietroaie tot ce s-au dus de la Cucuieț. Găsesc bani pentru canalizare. Dacă apă vi s-o promis, facem și canalizarea și deci, începem asfaltarea. Pentru canalizare, vă dați seama că dacă tot proiectul era de 90 ceva de milioane și
și de la, la apă e 33, din care 25 dau ei, la canalizare e 360 de milioane. Nu se poate inversa, pentru că sunt ținii cazuri în care, da, nu poți să ai canalizare dacă nu ai apă. Și, și ca inversare, adică diferența dintre apă care ar fi 33 de milioane și, diferent, și 60 și ceva de milioane canalizare e foarte mare. Tot trebuie să mai găsim suma, să dublează. Dar așteptăm. Acum a fost toate la, dar populare... la anul poate să fie mai mare pentru canalizare. Exact. Dar nu-ți toată dă... Toată lumea spune, de apă avem măcar canalizare, dar canalizare, dar nu canalizare. Dar nu-ți dă, așa spun cei care au apă, dar eu, la primărie vin, aș vrea să spun de apă, dar mai spun. Că au zis că ei și-au făcut fosia, dar nu au, nu au apă. De exemplu, Izodorul, care acolo nu este apă, deci pompa, ca s-a zis, nu mai este apă și tot dealul și nu ai de unde să dai chiar. Acum 20 de ani, nu mă scuzați, era că apa era legată de canalizare, dar au văzut că nu, neavând fonduri, apele, da, apa servă, se ocupă așa, le-au separat. Poți să pui apă, fără să pui canalizare, dar nu poți să pui canalizare fără să aduci apă. Domn președinte. Parcă nu are logic. Unde dau apa aia? Da. O nemulțumire am auzit și eu de la populație. O glâmbi străzi din noapte de la Sodor. Cum a la starea asta? Dar nu le-au dus toate mașinile odată într-un sac și le-au discărcat pe uliță și de la prima mașină nu s-au putut vedea de cei care s-au angajat în balastarea asta a ulițelor. Că s-au adus niște mâli și niște petroare. Dacă și ăsta-i prost balastul. Și mâlul ăla, apă, ăla apă iar apoi revine și petroaile alea sunt gata să se lovească. Adică, dar domnul dă, băi, loc, el se lovea, dar s-a adus pe Sodor sau v-ați lovit pe Recea? Sodorul, de fapt, nu se face niciodată nimic. Pe Sodor v-ați lovit sau pe Recea și pe Gorgești? Doamne! Haideți, domnul doamne, dar nu vreți să vedeți cu noi, să vedeți petroaile, nu vreți să vedeți cu dumneavoastră, pentru că eu merg zilnic în comună. Dar merg mă pe șosea, doamne, vadă, nu te-am văzut, schimană. Știi de ce mă vedeți numai pe șosea? Pentru că acolo stați mea asta la poartă. Mai mult verbal, poca. Da, dați-i telefon când îți spate după aia. Știți de ce nici nu m-au pus să vă dau răspuns? Pentru că m-a venit știu. Pentru că m-a provocat să spun lucruri care... Nu, spuneți-le, spuneți-le că prea... Sunt niște petroaie, parcă ar venit de la moara lui bunicul. Așa. Prima dată, doamne, dar au venit toate mașinile astea odată. Când au venit prima cu petroaie și mâl. Doamne, stai un pic, nu mai vii cu de-astea. Adu-mi balastul care trebuie, domnule. Așa e, domnul Boboc, aveți dreptate. Bravo. Nu știu dacă vă lovesc direct pe noastră, poate e altcineva nu, care vă pe mine nu m-au lovit, dar există riscul când mă merg pe asfalt, pe... Dar, doamna, de ce nu vă place tot ce e constructiv și bun păi pentru comuna? Dar mi-ar plăcea ca să veniți chiar cu idei constructive, nu cu răutăți către mine. Dar nu, am spus cu răutate, doamne, am spus din răutăți care să fac. Bine, gata, mulțumesc, o să țin cont de ceea ce ați spus. Da. Domnul Prisecaru, aveți cuvântul. Da, da, este domnul. Doamna primar, pe strada Caisului la Rece acolo, a trecut o mașină de tonaj mare, bineînțeles încărcată, și s-a supat podul ăla de la Alexa. Dar știu unde da. E strada Caisului. Trebuie schimbat tubul neapărat acolo. De una trebuie schimbat tubul și a doua trebuie urmata șanțul până la capăt. Că s-o... Și la Sovodor, la Lila, la Eugen, la Copil, la Marin, la fel. Nu vă scurați, am cuvântul eu. Vezi cum mă mai supăr, să-i vizitească numai acolo. Eu nu simt despre chestiunile, s-o străcat podul, dar mă lăsa să vorbesc. O să-mi vorbi și o dea cu anul din podul meu. Nu, dole, dai cuvântul meu, nu te supăra pe eu. Bine, lasă-o ceri și mai încerc. Lăsați-l pe domnul Prisecaru să spună problemele, vă rog. Deci una trebuie făcut podul din nou, că s-o surpat și dacă... Deci n-ai că o să treci aproape, că nu poți trebui nici cu o mașină mică pe acolo. Și a doua trebuie desfundat șanțul până la deal, pentru că sunt... Toate prostiile s-au adunat acolo, venind de pe șosea, de toată apa care a venit, s-au adunat în șanțul da. O altă problemă care am observat-o în momentul când a venit grederul, în loc să aduni piatra pe drum, a băgat-o în șanț, păcat de piatră. Chestia că dăm bani pe ea și el o aruncă în șanț. Normal trebuie adunat la mijloc și apoi tras încă o dată ca să vine, presupun că pe joi vine viitoare, atunci îl stau pe și cu mașina. Da, trebuie verificat. Domnul Vici, ați auzit. Da. Legat de prima problemă, vreau să spun și eu două cuvinte al domnul Prisecaru, cu tubul. Nu rezolvăm nimic dar schimbăm tubul acolo, a zis că e foarte îngust, e și curbă și intersecție. Acolo trebuie făcut un pod mai larg și mai lat. Da. Sunt trei mașini, ați observat, da? Deci trebuie gândit un pic acolo. Problema este... Da. Nu înțeleg. Da. Ei, găsim până la urmă. Ca și la podul nou. S-a înălțat strada și apa toată intră în...
pe terenuri. Da, dar acum e pur și simplu impracticabil. Deci nu mai, dacă vine o apă mare și acolo, sunt fundul tot. Deci nu mai. Da, să înălțați strada. Nici n-ai cum să treci. Deci, aproape treci. Ați terminat, domnule? Da, domnule. Doar două cuvinte, zice Sprinchier, în legătură cu balastarea asta care se efectuează acum. Aș dori să pună mai mult balastru pe strada nouă, este strada Pârâul Rece. Pentru că, ce să fiu, acoloană a fost foarte puțin balastare. A fost foarte, foarte puțin a fost acoloană când s-au pus. Și mai arată un vici și ți-am spus strada Părâul Recea să băgați gredelul. N-ați băgat acolo, m-am uitat și n-ați spus nimic acolo, n-ați spus. Eu n-am fost acolo. O să meargă, da. Vedem, nu pățește nimic, domnul Boboc. Dacă așa vă ați învățat, domnul Dulilă poate să garanteze, nu pățește absolut nimic. Da, așa este. Mulțumesc, domnul, măcar. Adică, știți ce, când aveți grija noastră, nu aveți timp să aveți grija dumneavoastră. Domnul Dulilă, pot să vă răspund eu, am trebuit să băgați 7 mașini de balastru prin strada nouă. 7 mașini, am documentat. Da, e stradă nouă, n-a fost... Stradă nouă, într-adevăr, stradă nouă, într-adevăr. Da, a? Anul trecut? Ați spus atunci că ați băgat prea multe la galeri în partea unii, și nu e adevărat. Dar n-am făcut stradă din cap în cap? Cum n-am făcut-o, domnule? Ați băgat, dar n-ați băgat 7 mașini. 7 mașini au fost. A fost un corbă până în corbă acolo și de acolo încolo am băgat 7 mașini. Nu era în strada, no, acolo trebuia să răsturi la domnul Vice. Știți foarte bine că v-am spus și eu despre acest lucru. Și a rămas discuția chiar cu noi. Da, a rămas, da. Când mergem anul ăsta și rezolvăm problema acolo. O să balastăm încă peste 20 de ani, cine o să fie aici, despre asta o să vorbească. Atâta timp când nu se fac șanțuri, ca să preia apa, o să balastăm. Degeaba le facem cu oamenii, nici nu le întrețin. Am șanțuri făcute și la prima ploaie s-o colmatat. Nu iese omul din fața casei lui și nu este obligația omului să le întrețin. N-am înțeles. Eu în obicei îmi vom întâlni de câțiva ani, atât iese omul la poartă și zice să vină primăria. Să fac, să vină primăria. Dar noi nu putem să ne lăsăm în ceea ce cetățeanul o să facă, pentru că este obligația lui. Trei roabe de mălți și unul după mine și i-am spus, domnule, iați că nu vine nicio primărie, că primăria are de orice și sunt doar de curățat de scurt. Pune mâna și iați, au venit de la Mata din curte, pe podul Mata, nu știu ce. Da. Domnul președinte, dar nu mă termina, domnul Ilie, lasă-mi să termin. Lasă-mi să termin. S-ar mai fi și ați vrea să trebuie la primarul, legătură cu codul ăla. La Părâul Rece acolo. Chiar a început foarte tare să delateze, să surbi și cu ploaia asta acum. Când se mai efectuează? Dar știți că am propus să avem șanțul ăla să facem control. Deci este propunerea făcută acum, numai să avem finanțare, să găsim bani. Și legătură cu terenul de sport, dacă tot și-a ajuns la subiectul ăsta. Eu aș dori să propunem acum o comisie și să meargă să discute cu domnul care a discutat, dacă a spus că trebuie să discute cineva. Da, trebuie urgentat. Ca să se urgenteze treaba, ca să nu mai așteptăm să mai amânăm. Și o zic că ar fi bine să procedăm și să punem care e depus chiar acum să iei. Păi, notează, domnul secretar, că la ședința cu sigură să facem mai extraordinară. Dacă nu accelerați până în septembrie, ne uităm la ea așa cum este nou. Propun pe domnul Boboc. Așa trebuie. Primul, șef de... Domnul Boboc. Ca să nu mai... Șef de comisie. Da, șef de comisie. Pe domnul Dudulică. Îi băgat într-o comisie amândoi? Dar contează să înțeleagă ei doi, trei, ce mai vreau ce să spune. Cu ăla care vine pe omul. Pune, pune. Pentru bine comunității, până la urmă, nu-i... Haideți, totuși, să stabilim ceva ca să nu fiți în necunoștință de cauză. Da. Pământul va, terenul va fi cumpărat în baza unei proceduri de achiziții publice, prin licitații publică. Membrii comisiei, din care vă face și dumneavoastră, doi consilieri vor face parte, sunt cei care analizează documentația și ofertele depuse. Adică nu vă dă nimeni niște bani în buzunar să vă duce să negociați cu, exact, cu proprietarul. E un nomenclator. Este o procedură obligatorie care are pașii ei. Nimeni nu vă spune, duceți-vă cu banii și puneți-i omului pe masă și negociați. Doamne ferește, se pleacă de la un preț stabilit, exact, stabilit de către un evaluator ANEVAR, zonă, se pleacă de la prețul respectiv. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile caietului de sarcini privind prețul, suprafața și poziționarea vor depune oferte. Acele oferte vor fi analizate de către
întreaga comisie din care fac parte funcționarii ai primăriei și reprezentanța ai comisiilor locale, consiliul local. Deci asta e procedura, să nu credeți că vă trimite cineva să obligați omul posibil sau... Posibil să nu-i convină omului dreptul. Dar atunci altceva, pune un anunț la primărie, că chisnați un teren de sport. Anunțul va fi pus pe baza procedurii, nu anunț. Achiziția, asta vă spun noi, ca și autoritate publică locală, nu putem să achiziționăm ca o persoană fizică, are bani de la oricine, pe noi ne interesează acolo, la școală, terenul ăla ne interesează. În continuare a școlii. Trebuie să fie transparent, trebuie să vadă că nu... Deci, că sumele sunt, deci există o procedură, nu, persoanele fizice achiziționează cum pot și persoanele fizice trebuie să facă anumite proceduri. În cazul nostru chiar sunt niște proceduri bine stabilite și asta am vrut să înțelegeți care este implicarea reprezentanților Consiliului Local. Nu este o implicare că trebuie să negocieze. Vor face parte din comisii, vor vedea ofertele, vor putea informa Consiliul Local ulterior perioadei, că există și o obligație de confidențialitate până la deschiderea ofertelor și a procedurii de licitație. Deci asta trebuie să aveți în vedere. Sunt păi foarte important. Da. Trebuie să fie că dar reprezentanți, trebuie să avem pe doi reprezentanți totuși și care să chiar să vreți să faceți parte, adică să nu ne trezim la un moment dat că omne m-ați obligat, am venit eu, nici nu mă interesează, nu-s de aici, n-am treabă. Adică chiar trebuie să respect. Păi mai mare interes ca domnii consilier din Sodor. Exact. Eu nu vă ce eu am spus. Aici. Mai numai mult eu trebuie să înțeleg. Întreb așa, dacă ați putea să-i prezentați ofertele care sunt posibile pentru zona respectivă nu, omului din stat. De plecare. Da, care sunt prețul de plecare. Este înainte să mergem, să, omul dacă nu-i convine nu vinde și după aia trecem la scopere, nu pierdem timpul. Da, să facem o evaluare de către evaluatoare autorizat, nu putem să dăm cât păi vrem. Asta ceriți de la un evaluator autorizat și prezentăm prețul, dacă o să-i convine și după aia mergeți mai departe. Dar așa stăm pe loc, doamna nu. Păi domnul Dudulică, tocmai asta vă spunea, dar probabil că n-ați înțeles. Vă repet, domnul Țurcan Gheorghe este dispus să vândă, dar trebuie abordat. Păi noi degeaba facem comisii dacă nu ne ducem la teren, nu? Da, am înțeles asta de la început. Păi noi facem comisii, proceduri, dar nu... Trebuie anunțat să prezinte la primărie, să întrebați. Trebuie omului prezentat maximul posibil cât poate primăria să-i plătească lui pământul. S-ar putea să nu fie de acord. Da. Și atunci pierdem timpul cu el. Păi, dar mă schimb. În ținta razii satului Sucdor, în momentul reconstruibil, sunt foarte scumpi. Și Țurcanul vin din numai dacă l atinge cineva la preț. De la primărie. Am înțeles. Nu mai este constructiv de lângă scoală. Este puțin deformat și adică nu e reală. De ce? Terenul acela nu poate, nu e construibil. Nu mai e, nu mai poate construi, că e în apropierea școlii. Lângă școală, dă, doamnă, dar nu e arabil. Nu are cum să construiască pentru că este în cup și în legi prevăzut o anumită lățime, lungime, nu poate să construiască, nici să vândă la altul. De aceea le-am și spus, e acolo, indiferent că le-am primit și scris, că m-am gândit poate la un moment dat făcut la cineva și omul crede că poate construi. Și le-am făcut scris noi de la primărie că terenul acela nu, pe el nu se poate construi, să fie, deci indiferent că îl vinde, că nu-l vinde, nu se poate construi pe acel teren. E aproape de instituții, școala acolo și nu poți să ții oricum acolo. Anumite distanță mai cuistă. Deci să cunoteți să iau în considerare cei doi reprezentanți, domnul Boboc și domnul Dudulică, care vor fi desemnați prin dispoziție. Da? Adică desemnați de către dumneavoastră. Da, nu faceți pășcălie, adică dacă... Asta tocmai am spus. Nu ne certăm. Este chiar o procedură serioasă. Da, nu... Interes să fie și de acord. Păi, asta spun și eu. Nu discut cu dumneavoastră, domnule, și-o trimit la primărie dacă vrea să vândă. Piatra acolo, strada, nu o să mai reiau și eu, dar având în vedere, domnul Prisecaru spunea că la Rece Autobrederul am prăștia piatra. Eu am o rugăminte când mai vine de altă dată să aibă un pic grijă, că tocmai m-am dus mai la altă acolo cu Păstoarea Pladeal și când am dat de un dâmb acolo, s-au adunat pe drumul tasului, partea la dealul Bradului,
pe acolo s-au luat toate cârpilele și s-au lăsat grămadă în drum acolo. Am trecut tractorul, am scârb și costoare și toate. A, le-a scos de unde avea el treabă, le-a dus mai încolo. Și s-au lăsat în mijlocul drumului. Viitura le-a dus. Da. Nu viitura, autocrederul. Da, domnule, dar dacă luăm de pe margine toată bureana ce e, noi trebuie să o dăm în mijlocul drumului. Dar nu-i bureană, că scârbă, istoria. Dar mă refer pe toate străzile, numai pe aia. Poftim? Dar nu-i treabă, dar să plătesc eu amendă, dar n-am dat-o doamnă. Acolo autocrederul l-a dus și l-a lăsat în jocul. Noi l-am dus? Cum? Ai venit să-mi spui tu de zicături? Păi dar nu l-am adus eu acolo, doamnă. Pentru ea, acuzatorii s-au dat, dar sunteți așa consilieri. Dacă oamenii aduc eu zi din ei, eu stau în dreptul bucății mele acolo. Dar din atâția consilieri care stați în diferite zone, chiar nu vedeți niciunul când trece cu gunoi? Păi vedem, doamnă, dar autocrederul ăla când a venit, nu putea să-l iau un pic, să-l dea într-o margine, acolo trebuia să-l iese în jocul de nou. Pentru că noi suntem consilieri ați pe soldor și nu stați să vedem când se aruncă gunoaile. Da, Maria, n-am înțeles și problema asta, o să... Doamnă, astea sunt probleme da. Care e lipsă de interes. Atât declar ce vița închisă. Are fiecare bucata lui acolo. Bună și ziua. Nu știu și că...